Bună din nou! Vorbesc mai încet pentru că doarme Andrei și nu vreau să-l trezesc, dar aici, în spatele meu, se află o mulțime de parfumuri. Ăsta e raftul pe care l-am acaparat eu și este vraiște momentan, pentru că am fost cam neglijentă când l-am aranjat aici anul acesta sau anul trecut. Anul trecut l-am adus aici, dar s-a tot umplut și m-am gândit să fac acum un pic de ordine și m-am gândit să și filmez. Știu că vă plac și vouă parfumurile. Astea nu sunt toate, mai am încă alte parfumuri. O să le aduc și pe acelea și am să fac un alt vlog sau o completare la acesta. Deci aici sunt, hai să vă arăt. Am schimbat setarea ca să vedeți mai bine culorile și asta este un raft simplu și vreau să aranjez parfumurile să fie frumos aranjate și mai am și aici câteva. Bineînțeles că de-abia mă ating de astea pentru că nu sunt la îndemână și atunci vreau să le mut, să le și pot folosi, să le văd cât mai des și aici am să pun altceva. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Acum am o altă nelămurire.
Nu știu dacă să țin cutiile sau să le arunc. Fără cutii s-ar face un pic cu praf. Foarte, foarte repede. Iar cu cutii nu arată chiar atât de bine. Adică, na. Arată ok, dar va trebui să fac un compromis și cred că am să aleg cutiile. Tocmai ca să nu mi se murdărească foarte repede parfumurile. Terminat. N-am filmat chiar tot, pentru că stăteam efectiv în fața camerei, dar am făcut niște mici modificări și să vi le și arăt. Hai că încep de jos, mai bine. Upsi, așa. Bun, deci asta e raftul cu Oriflame. Cum v-am zis la început, nu știam cum să le pun pe branduri sau pe culori. Am făcut și. Pentru că, nu știu, așa am simțit și se potrivește. Bun, deci aici este raftul Oriflame. Astea nu sunt toate parfumurile, mai am, dar sunt la părinții mei acasă. Și următorul raft, raftul numărul 2, sunt mixuri. Aici le-am pus în ordine crescătoare, așa, să reușesc să le văd și să-mi dau seama ce este. Aici în față sunt parfumerele vintage. Aici am o lumânare, astea sunt spray-uri de corp, acolo în spate mai sunt parfumuri. Aici, în dreapta, este colțul The Body Shop. Aici sunt doar parfumurile de la The Body Shop. Iar sus am pus și pe culori,
pentru că așa s-a potrivit. Am vrut să văd ce am mai mult și așa arată. Am ales să pun colțul roz și colțul auriu pentru că am avut cele mai multe parfumuri în aceste culori. Iar în rest am aici două bomboniere de la Jumbo, doar asta din față este plină, la cea din spate nu prea am cum să am acces. Aici în stânga până în capăt mai am încă parfumele cu roz, dar n-au încăput aici pe suportul ăsta, care apropo este suport de tort, e vintage. Iar aici în față am mostre. Asta nu se închide prea bine. Deci aici sunt mostre. La fel și aici a fost o cremă de corp și acum sunt mostre de parfum. Iar aici, în acest suport frumos, am pus niște boabe de cafea. Aici la fund nu cred că se văd. Așa, acum se văd. Iar aici am pus o grămadă de mostre pe care le-am tot primit, le-am mai cumpărat. Sunt aici frumos aranjate pentru că n-am vrut să renunț la aceste hârtii cu care vin ele. Ei, și cam asta ar fi dacă vreți un perfume collection sau un updated perfume collection, să-mi ziceți, pentru că acum le-am aranjat aici pe toate. Mă gândesc să le aduc și pe restul. Nu le-am numărat, dar nici n-am de gând să le număr pentru că nu contează. Îmi place tare mult ce a ieșit și este mult, mult mai ordonat, mai chic. Sper că v-am inspirat și pe voi, așa că ne vedem data viitoare. Pa, pa!